Salutare și bine ați venit la un nou episod pe canalul Game Over, un episod mai special, e primul episod de Clash of Clans pe care îl fac, acesta e contul meu, dar n-am mai intrat pe el de foarte, foarte mult timp, sincer nici nu știu ce s-a mai schimbat, am văzut că au apărut și aici sezoane, lucrurile sunt un pic diferite de cum, le știam eu. Și hai să vedem. Cred că mă pune să fac tutorialul din nou. Your village. Ok. Da, păi asta e baza mea. Și mă pune să o atac. Să o atac eu. Hai să vedem. Băi, o să pun... O să pun dragonii, dar nu știu exact pe unde. Cred că ar trebui... Cred că ar trebui undeva din zona asta. Ok, scăpăm aici de primul... nici nu știu cum se numeau chestiile. Chestia care trage în trupele aeriene. Aici o să dau un freeze. Ok. Voi și aici la fel. Da, păi nu știu care e treaba cu începutul ăsta, în care m-a pus să atac din nou, să atac propria mea bază. Probabil este să vadă ei cum... adică să văd eu cum... cât de bună e ca defensivă. A, și tot dă dragoni. Deci, practic, e... E un fel de tutorial. Ok, trecem imediat de el. Am făcut 100% înainte de expirarea timpului și hai să ne întoarcem la home. Ok. Zice, mulțumesc lui Dumnezeu că te-ai întors înapoi. Ok, bun. Wow, o grămadă de chestii noi. Da, mi-arată că... Welcome back. Ce s-a întâmplat cât timp am fost eu plecat? Oh, serios? Băi, doar nu s-au upgradat singure. Ok, da, am deja trupe, trupe pregătite, dar ce s-a întâmplat cu... Ok, am builderii aici, ok, dar astea sunt chestiile pe care pot să le upgradez. Aici era profilul meu, da, uite, încă mai sunt în clan, într-un clan, doar că mi-am trecut pe off... War-ul, să nu mă mai am calcul, poeții. Bă, mă, ce-s chestia asta? Astea sunt... erau eroii aceia. Da, eu îi știam pe primii trei. Pe King și pe Prințesă îi aveam deblocați. Vrăjitorul ăsta urma, dar mai trebuia multe coinsuri. Și ăsta e ceva nou, pe care habar n-am. Achievement-urile astea, am făcut o grămadă din ele. Ok, hai să vedem, am și un mesaj aici. Ok, un mesaj din clan. Asta e war-ul ce au jucat băieții. Hai să vedem. O să colectez chestia asta care are 13 milioane. What the fuck? Ok, hai să o luăm. Deci măcar n-avem suficient spațiu.
Ok, ăsta e laboratorul. Și zice că cât timp eu am fost plecat, aceste upgrade-uri au fost finalizate, dar oare fără să le cer eu? Sincer, nu mai știu ce level aveam la cărți, nici la clădiri, sincer. Ia să vedem, 25-26, pare că ar fi cum le-am lăsat. Nu știu dacă au mai crescut. Uite, îmi dau seama după ziduri. Astea nu s-au apărat. Ba da, mă, ba da. Uite, astea pe aici nu le aveam, le aveam MOV. Ok, bun, deci Clash of Clans mi-a făcut o surpriză și mi-a upgradat cam toate chestiile pe care le-aș fi făcut eu dacă aș fi jucat în timpul ăsta. O strategie bună. Hai să vedem ce putem upgrada. Poi o să folosim 80 de elixiri pentru... Asta aș vrea să le dau la final. După ce o să dau atacul. Hai mai întâi să folosim pe gol ceva și o să păstrăm 2 builder pentru eroi. Ok, avem 7 milioane. Dark... Barex, nu știu... Parcă n-aș face-o pe asta. Uite, avem și cu 5. Și face o chestie mai scumpă, dacă tot am atât de multe elixir. De exemplu, Wizard Tower-urile. Hai să le facem pe amândouă. Wizard Tower. Unde e? Bun, unul aici, ăsta de level 8. Să-l facem la următorul nivel. Și ăsta e tot de level 8. Nu, e de level 7. Dar încă n-avem suficient gold. Hai să vedem și mai putem să facem ceva din elixir. Hai poate ne mai... Da, aici ne trebuie level mare la clădire. Poate ne facem... Uite, putem să facem PK-ul. Deși nu l-am mai folosit de foarte mult timp. Poate mai bine un spell. Nici nu știu. Hai să facem PK-ul. Durează 8 zile. Bun, și hai să încercăm și noi un atac. Ok, înainte de a da atacul, hai să vedem și baza cealaltă. Baza asta de aici. Le-am strâns și aici ceva gold. Avem boost pentru 24 de minute. Cred că putem upgrada și aici o clădire. Ia să vedem. Hai să facem chestia asta. Ok, durează 10 ore. Dar suntem bustați ceva timp. Așa că... Ok, bun. Hai să ne întoarcem la home-ul principal. Și hai să dăm și noi un atac. Ok. Bun, stai să vedem dacă avem pe full trupele. Putem să și cerem ceva în clan, deși cred că le am deja. Bun, hai să dăm un prim atac. Nu, ăsta e prea... Are prea puține resurse. Ăsta la fel. Eu de obicei căutam ceva cu peste 300.000, 300-400.000 de gold sau elixir. Nu. Uite, avem aici 400.000 și 4.000 de... de Dark Elixir. De fapt, 3.500. Hai să vedem. Are... Are astea, cum se numesc? Nu mai știu cum se numesc. Astea de trac cu rachete. Fire ceva. Băi, hai să... Hai să începem. Nu mai știu ce aveam în... Nu
în mașinăria aia, niște trupe donate în orice caz de clan. Ok. Hai să vedem cum se descurcă dragonii aici. Dăm și un ăsta de viteză. Și avem rage-ul ăsta care e foarte, foarte bun. Hai să vedem dacă reușim să luăm două stele. Cam ăsta era targetul meu pe vremea când jucam. Și eu cred că vom reuși, da. Luăm deja și a doua stea. I-am luat clădirea principală și dacă scăpăm de această lansatoare de rachete, putem chiar să dăm recrow. Și cam greu. Mă avea foarte puțin la viață, dar e suflătoarea fix pe noi și nu vom putea. Ah, badu, a reușit. Păi, cred că vom da trick round. Să vedem. Mai o singură clădire care trage în noi. Ok, pe care o elimină dragonii destul de rapid. Și vom... Mai avem 3% din clădiri de doborât. Dar probabil cele două colectoare de Dark Elixir. Și dăm un... Obținem o victorie de 3 stele. Este excelent. Hai să ne întoarcem. Bun. Acum, nu știu dacă am făcut eu o mare afacere cu atacul ăsta. Ia să vedem cât ne costă pe noi. 366 și am luat vreo 400 și ceva de mii. Nu e wow, dar nu e nici rău. Ok, hai să vedem, mai avem ceva de maxat? Băi, nu. Dar... să colectăm oare astea, putem să le mai lăsăm acolo, pentru că nu se pierd. Ne rămân acolo pentru când avem nevoie de gold. Nu știu ce sunt chestiile astea. Probabil dau gemuri sau alte chestii. Uite, și gemuri avem o grămadă aici, dar nu mai știu la ce se foloseau. Probabil tot să cumperi, da, tot să cumperi gold sau elixir sau să grăbești construcția clădirilor. Aș putea să mai construiesc niște ziduri. Pe aici 10 ziduri și să fac... nu știu, sau ce alternativă mai am. Hai să dăm... Să mai creștem o clădire de asta de defense. Cred că unul dintre cannon. Hai să mai upgradăm un cannon. Ok. Și da, o să dau pe cei doi eroi. Da, să-i upgradăm. Ca să consumăm acel Dark Elixir, pentru că altfel ne vor ataca și vom pierde din resurse. Ok, și a început sezonul din august. Da, vedeți, avem și aici misiuni. Da, se fac ele automat pe măsură ce jucăm. Și cum era, unele sunt zilnice, astea de aici din stânga, expiră în 24 de ore, iar altele sunt pe durata întregului sezon, probabil. Ok, aici sunt reward-urile, da, avem din nou un road, poți să-ți cumperi un battle pass și alte chestii extra pe care le ai dacă îți cumperi battle pass-ul. Bun. Băi, uite, am intrat și în ligă, suntem în liga 3-a, o ligă bună. Ok, hai să vedem și în celălalt village cum stăteau lucrurile. Avem și aici de trupe, putem să dăm un match și aici să vedem cum stau lucrurile. Era destul de greu de jucat. Și aici.
Aici meciurile sunt real-time. Practic, atunci când atacăm, noi atacă și oponentul. Hai să trimitem mașinăria asta mare. Da? Stirea bună să distrugă capcane. Și o să dăm niște bomberman și arcaș. Ok, am dat și abilitatea. Da, practic aici trebuia să-i dăm mai mult damage decât ne dă el nou. Și nu contează neapărat stelele sau procentele alea, atâta timp cât îi dai mai mult decât îți dă el ție. Și avem două stele, deja cu 55%. Trebuie să scăpăm de chestia asta mare, nu mai știu cum se numea, de... Practic lansează ea un fel de cutremur. Aia ne va distruge trupele de care atacă la apropiere. Și sper că reușesc bombermenii să... Skeleton bomberii să o scoată. Ia să vedem. Da, din păcate sunt targetați de acel cannon. Oricum, obținem un procent destul de bun, 84%, având în vedere că jucăm după mai bine de un an. Da, și avem victoria, primim și aici reward, o grămadă de gold și... Bun, cam atât cu episodul de azi. Băi, nu știu dacă o să fac o serie cu Clash of Clans. Probabil că nu, dar s-ar putea să mai intrăm așa ocazional, să vedem cum stau lucrurile și pe aici. Ok, bun. Acestea fiind spuse, cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.